Pronumele personal are caracteristici specifice pe care îți propun să le descoperim împreună rezolvând următoarele trei exerciții. Pe baza imaginii, cuvintele potrivite pentru a completa propoziția este elegantă sunt Doamna, Femeia, ea. Cuvintele doamna și femeia sunt substantive de genul feminin, numărul singular. Fiecare dintre aceste substantive poate fi înlocuit prin pronumele ea, care este de persoana a treia, ca și verbul este, și are genul feminin, numărul singular, în comun cu substantivele doamna și femeia. Observăm, deci, că pronumele. Substituie un substantiv și are categorii gramaticale persoana, genul și numărul. Acum, raportându-ne la această imagine, cuvintele potrivite pentru a completa propoziția citește sunt Piticul, Bătrânul, El. Observăm că pronumele personal El, Înlocuiește sau substituie substantivele piticul și bătrânul. Acest pronume personal este de persoana a treia, genul masculin, numărul singular. Să ne imaginăm următoarea situație de comunicare. Maria tocmai s-a întors dintr-o călătorie la Londra și s-a întâlnit cu prietenul ei, Daniel. Cuvintele potrivite pentru a completa replicile dialogului dintre Maria și Daniel sunt Eu, Tu. Maria, eu am vizitat orașul Londra recent. Tu ai fost la Londra vreodată? Daniel, Da, eu merg la Londra destul de des pentru că am prieteni acolo. Observăm că singurele cuvinte posibile pentru a completa enunțurile sunt pronumele eu și tu. Aceste două pronume personale desemnează participanții direcți la actul de comunicare. Eu este pronume personal de persoana întâi numărul singular, iar tu pronume personal de persoana a doua numărul singular. Aceste forme ale pronumelui personal nu au categoria gramaticală a genului. Pasându-ne pe observațiile prilejuite de rezolvarea celor trei exerciții, putem afirma că pronumele personal desemnează participanții la actul de comunicare. Participanții direct sunt desemnați de pronumele personal de persoana întâi singular și plural, eu, noi, tu, respectiv voi. Participanții indirect sunt desemnați de formele pronumelui personal, de persoana a treia singular și plural, el, ea, ei, ele. Forma pronumelor personale se distinge după persoană. Pronumele personal are trei persoane, persoana a întâi, a doua și a treia. De asemenea, pronumele personal are forme distincte pentru numărul singular și plural. Categoria genului, masculin și feminin, există doar la persoana a treia. Pronumele personal înlocuiește sau substituie substantivul care constituie referentul pronumelui. E vorba de pronumele de persoana a treia. Sau se referă la participanții dintr-un act de comunicare, pronumele personal de persoana a întâi și a doua. Referentul pronumelui este o ființă sau un obiect. În următoarele două exerciții vom descoperi și alte forme ale pronumelui personal. În propoziția ei se joacă, pronumele ei substituie substantivul câi. Dar în textul biblioteca ca o scară, eu o urc încet, încet, rostul lumii să-l găsesc, Pronumele sunt eu, o și l. Pronumele eu se referă la vorbitor, la emițător, și substituie cuvântul fetița. Pronumele o înlocuiește substantivul scara. Scara să o urc. Pronumele l înlocuiește substantivul rostul rostul să îl găsesc, să-l găsesc. Spațiile libere din text marchează lipsa pronumelor potrivite. Prin completarea spațiilor libere am obținut textul. Bunicuța îmi citește. Eu ascult cum glăsuiește. Ursulețul ne privește, iar pisica e somnoroasă ei îi plac povești de tors. În acest text apar forme accentuate ale pronumelui personal, eu, ei, dar și forme neaccentuate, precum îmi, ne și îi. Așadar, pe lângă persoană, număr și gen, Flexiunea pronumelui cuprinde distinții în funcție de forma accentuată sau neaccentuată. Formele neaccentuate se numesc și clitice. Aceste forme neaccentuate sau clitice pot fi neatașate de verb, adică de cuvântul suport, ca în exemplul îți răspund la întrebare, sau pot fi atașate de verb prin cratimă ca în exemplele ți-am răspuns la întrebare răspunzându-ți ai aflat ce te interesa Pentru a identifica formele accentuate și clitice ale pronumelui personal la cele trei persoane la numărul singular și plural îți propun o tehnică bazată pe întrebările cine cui pe cine adresate verbului din enunțuri în care verbul este la timpul prezent, la timpul perfect compus și la o formă nepersonală numită gerunziu. Te las să descoperi formele pronumelui personal accentuate și neaccentuate la toate persoanele. recunoașterea formelor clitice ale pronumelui personal poate fi dificilă dacă te bazezi doar pe memorie și nu ai în vedere un context de comunicare. Ascultă un fragment din textul Amintiri din copilărie de Ion Creangă și află greutățile elevilor din secolul al XIX-lea în învățarea formelor neaccentuate ale pronumelui personal. Ion creangă amintiri din copilărie, fragment. Musteciosul Davidică, de la fărcașa până tipărea o mămăligă, mântuia de spus pe de rost, repede și fără greș, toată istoria Vechiului Testament de Filaret Scriban împărțită în perioade și pronumele conjunctive dedativ și acuzativ din gramatica lui Măcărescu. Miții i, nivili mete îl o neveile mete îl o neveile miți i nivili Ce -a fi aceea tu că se pe pustiu unii dondăneau ca nebunii până i apuca amețeală alții o duceau numai într un muget citind până le pierea vederea la unii le umblau buzele Parcă erau cuprinși de pedepsie. Ai observat care sunt pronumele conjunctive, adică formele neaccentuate sau clitice, recitate greșit de Davidică? Deoarece Davidică învață pe de rost, adică doar bazându-se pe memorie și fără logică, ajunge să spună me în loc de mă, ve în loc de vă. Modalitatea de verificare tu o cunoști deja. Și ea constă în construirea de enunțuri, adresarea unei întrebări potrivite verbului din enunț. Astfel, adresând întrebarea pe cine verbului, obținem formele pronumelui personal de persoana întâi singular. Pe mine mă vede, pe mine m-a văzut. Pe cine vede? pe mine, m m Mine este forma accentuată, iar m și m sunt formele neaccentuate. Prin adresarea întrebării cui, obținem formele pronumelui personal de persoana a doua, numărul plural. Vouă vă spune, vouă v-a spus, vouă vi s-a spus. Cui spune? Vouă vă vi v. Vouă este forma accentuată, iar formele neaccentuate sunt V, V, V. Ortografia cliticelor pronominale este importantă deoarece unele dintre acestea sunt atașate prin cratimă de verbul auxiliar și se rostesc în aceeași silabă cu acesta, ca în exemplele m strigat, mi-a spus, am chemat. Un alt aspect important este ortoepia sau pronunțarea pronumelor personale. Formele pronominale eu, el, ea, ei, ele se pronunță cu i inițial. Eu, el, ea, ei, ele. Iată șapte informații cheie despre pronumele personal. Pronumele personal înlocuiește un substantiv. Persoana întâi și a doua desemnează participanții direcți la actul de comunicare, iar persoana a treia desemnează participanții indirecți la actul de comunicare. Formele pronumelui personal se disting după persoană, număr și gen, doar la persoana a treia. Pronumele personal are forme accentuate și neaccentuate, numite și clitice. Unele dintre clitice se atașează de verb prin cratimă. Formele accentuate eu, el, ea, ei, ele se rostesc cu i inițial.